Domnilor și domnilor, în timp ce noi dezbatem problemele interne de guvernare, de pensii, de salarii, de hotărâri și decizii pe care urmează să le ia guvernul Partidului Național Liberal, la Londra se desfășoară o reuniune NATO extrem de importantă. Toți președinții din statele membre NATO, în frunte cu președintele american Donald Trump, se află la Londra și situația este un pic mai tensionată decât în alte momente. Ar fi trebuit să fie o reuniune festivă care să marcheze 70 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice, cea mai puternică și viabilă alianță politico-militară din istorie. Ei bine, există divergențe între unii aliați și lumea privește cu sufletul la gură ce se întâmplă la Londra. Ce a rezultat în urma întâlnirii celor 29 de șefi de state? Care a fost rezultatul confruntării dintre Donald Trump, președintele Statelor Unite, și Emmanuel Macron, președintele Franței? Ce consecințe au fost la afirmația extrem de neinspirată a președintelui francez legată de moartea cerebrală a Alianței Nord-Atlantice? Veți vedea că apar din oră în oră mesaje foarte interesante, declarații dintre cele care s-au făcut până acum. Așteptăm ca la ora 20 să vedem și imagini de la recepția oferită de Regina Marii Britanii în cinstea tuturor șefilor de stat prezenți la Londra pentru acest summit. Sunt momente relativ tensionate, doamnelor și domnilor. Aici, pe flancul de est, unde se află și România, sunt cele mai mari provocări de apărare și de securitate și noi ne dorim ca această alianță să nu aibă sincope, să nu aibă neînțelegeri, acestea să poată fi depășite prin dialog, pentru că orice fel de nefuncționalitate a NATO se declină în primul și în primul rând pe securitatea și apărarea României, care e un actor important pe flancul de est. Ei bine, astăzi, acum chiar câteva ore, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, a ținut un discurs emoționant care să marcheze această reuniune a NATO, 70 de ani de la înființarea Alianței, dar și momentul de acum 30 de ani, în care România și-a regăsit libertatea prin cea mai sângeroasă revoluție din toată Europa de Est. Mircea Joană, care este mâna dreaptă a secretarului general Jens Stoltenberg, a vorbit la forumul NATO Engages și cuvintele sale sunt pentru noi nu doar o pledoarie pasională pentru România, pentru libertate și pentru democrație, ci și o evaluare analitică de care avem foarte mare nevoie în aceste momente. Așadar, doamnelor și domnilor, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, astăzi la Londra, în discursul care marchează dezbaterile pentru o alianță mai puternică, mai coezivă și care să răspundă marilor provocări ce sunt lansate din exterior și mai nou și din interior. I'm coming from the stairs and I was wondering if we are performing today a Romanians Got Talent show. Is that the case? Or Wheels of Fortune? This gets closer a little bit. The Apprentice? I'm coming from Romania, and I was lucky enough to be the first Deputy Secretary General of NATO representing a new ally. A region, my country, millions and millions and millions and millions of Europeans who have been separated from our natural family by communism. Who would have imagined that 30 years our region will be a fully fledged part of the Western world? Members of NATO, members of the EU. Sometimes I think I'm living a dream. As a young Romanian, trying to apply every summer
for a visa to get out and see the West. You know what I've got every summer? A postcard in an indistinguishable color. I think it also had a bad smell. A postcard from the Securitate saying, your visa request has been approved. It was printed negatively. Year after year after year, not allowing young Romanians, Bulgarians, Poles, Baltic countries, Czechs, Slovaks, and so many others to do things that for our Western friends and colleagues and allies now seems to be the normal thing to do. It was not a done deal that NATO would enlarge. No, no, no. There was a big hesitation. And I have to thank, as a Romanian, two incredibly important leaders like Václav Havel or Lech Walesa, because they also made the moral, not only the strategic, argument for why should we reunify Europe? Why should we give back to the generations of Europeans who have been denied the blessing of freedom, the divine right to choose your leaders? It was the right thing to do. Discursul lui Mircea John a fost emoționant, a fost pasional, a fost specific unui este european care acum 30 de ani trăia la fel ca și noi, cu foarte, foarte mari emoții, evenimentele din decembrie 1989. Și ca să arăți cât de importantă este libertatea, pacea, democrația, ai nevoie de astfel de mesaje.